Neregulile în transportul de animale vii sunt des întâlnite la noi în țară. Tot mai mulți comercianți care se ocupă cu acest tip de comerț nu mai acordă nicio atenție animalelor și bunăstării acestora. Fermierul Gigica Apostol din localitatea Baia, județul Tulcea, care se ocupă și de vânzarea ovinelor, spune că autorizațiile de transport sunt eliberate fără a se ține cont de protecția animalelor. De foarte multe ori, camioanele sunt încărcate peste capacitatea optimă, iar animalele sunt transportate sute de kilometri fără hrană și acces la apă. Avem intermediari care fac cel mare comerț. Sunt ferme în țară care stau la mâna intermediarilor și le zic de multe ori, ferm, fă-ți logistică, du-te. Nu trebuie să cumperi 50.000 de mii sau 70.000 de mii. Nu, cumpără 30.000 și controlează bine. Din cauza, pe toate rețelele se pierde. Sunt mijlocitori de animale. Am mai zis și mai zic de multe ori. Ăla i-a dat o autorizație de mijlocitor. Ăla ce înseamnă mijlocitor? Să cumpăr și să vând. Dar nu cumpăr obiectul ăsta mort și îl mut dintr-o parte într-alta. Cumpăr niște animale vii. Vorbim de sănătate animală, de bunăstare. Ce bunăstare? Dacă are o camionetă care în loc de 100 de capete bagă 300 de capete, precum cărți în bibliotecă, și el nu știe de ce nu are o locație ca să poți să controlezi. Dacă el nu poate să vândă animale, ce face cu el? Le primă că două zile mașină, nu? Nu. Eu n-aș autoriza niciun mijlocitor, dacă nu are un punct de lucru, nu cer mare lucru. Să aibă apă curentă, mâncare pentru bunăstare la animale, să aibă un set de scarci ca să facă audit la animale. Asta. Deci, văd acum. Deci, acum animalele în România nu mai circulă pe tiruri. Pe camionete. Și nu mai fac ură de rasă. Știți ce se întâmplă în țară? Nu mai. Și toate artificiile posibile fac. Și autoritățile închid ochii, să înțeleg. Nu se implică. Nu că închid ochii. Atâta pot. Deci totul pleacă de la ei. Că dacă ei n-au autorizat mașina aia, ăla nu mai poate transport. Da, mă, vrei să autorizezi mașina. Autorizezi mașini de transport animale? Unul care e transportator? Și care are cursă stabilită din punctul X în punctul D, nu autorizez transport de animale vii la un mijlocitor care face comerț. Ăla nu știe. Ăla cumpără, dar nu știe unde vinde.